cinstit în momentul ăsta mă gândesc la ce aș putea face. Primul, nu în calcul exact cu ceea ce înseamnă un referendum și ieșirea din ADI, propunerea Consiliului Local să începem, că evident e vorba de ieșire de niște bani, atunci va trebui să facem o rectificare și să facem un referendum și să ne spună populația politică ce dorește. Pentru că mie mi se pare că ușor, dar sigur, ajungem să fim anexa la contract a acestui județ. Gândiți-vă că pe fund, 14 comune și președintele Consiliului Județean au decis majorarea tarifului la plăci. Noi luând da de lucru. Și ce mi se pare inacceptabil. Și atunci, fie mergem pe o rectificare de buget și un referendum pe procedura pe ce înseamnă lucrul ăsta. Am observat, nu vreau să comentez neapărat lucrul ăsta, că punctul 8 de pe ordinea de zi a ADI-ului, ședința de acum două săptămâni a dispărut, era vorba de rezilierea de contract. Eu nu pot decât să fac ce îmi spune Consiliul Local, dar acum nu s-a mai pus pe ordinea de zi lucrul ăsta, deci nu s-a discutat. Lumea pare că nu înțelege, dar toată lumea pricepe foarte clar, ca să vă explic că, de fapt, notificarea prin care Rosalu să-și plătească redevența pe anul 2021 este, de fapt, o modalitate de a ne preface că nu înțelegem, pentru că cea mai simplă modalitate de reziliere a contractului, în contextul în care ADI-ul, adică primarii, venind într-o ședință ADA, decid lucrul ăsta, având în spate hotărâri de Consiliul Local, prin care se decide lucrul ăsta, eu am știți foarte clar că decizia Consiliului Local pe ce a fost să merg, când vreodată se va pune în discuție și să votez rezilierea, în acest context, cea mai simplă modalitate era să se constate în baza contractului faptul că nu s-a plătit redevența și atunci nu era niciun fel de problemă. Eu nu militez pentru nimic. Și am una dovadă că obligația mea este aceea de a fi echilibrat, este că în Consiliul Local am adus prin proiectul de hotărâri și discuția despre majorarea tarifei și discuția despre reziliere. Pentru că mi se pare corect ca legislativul proieștean să decidă care este direcția în care merge. În momentul în care am adus în Consiliul Local și majorarea de tarife, chiar dacă nu era deloc o chestiune socială și, dacă vreți, politică deloc plăcută, ba mai mult, cu probleme pentru mine, am fundamentat corect ambele variante. Voi face până la capăt lucrul ăsta, indiferent de repercursiunile politice pe care le pot avea. Dar mi se pare corect ca în fața consilierilor locali, legislativului proieștean, să pun ambele variante de lucru, legal și corect fundamentate, și ideea și să decidă. Din nefericire, vis-a-vis de hotărârea de lege, de procedură, nu știu cum stabilită, în ședința de marți, de principiu, voi și anul spre această cale, că marți vom avea o ședință de Consiliul Local, probabil că vor lua act de tarife, că dacă nu, nu prea văd care e soluția. Varianta legată de referendum vizează majorarea tarifelor sau vizează și rezilierea contractului? Varianta legată de referendum vizează un singur lucru și anume ieșirea din ADI. Rezilierea contractului este lăbărită, nu mai am de ce să mai întreb, pentru că, cu tot respectul pentru populație, consilierii locali reprezintă sau sunt reprezentantul populației în decizie și decizia a fost la legată de rezilierea, dar s-o pune și la discuție, în discuție. S-a făcut un calcul cât ar costa ieșirea din ADI? Nu s-a făcut, tocmai de asta este o decizie foarte complicată, pentru că ieri am fost pus în această situație jenantă, urâtă, umilitoare. 33%, 30% din populația județului, 40% din tot ce înseamnă deșeuri reprezintă sau sunt duse de Ploiești, și în care eu am stat și m-am uitat abținându-mă și ne-a decis soarta prin vot. Una, eu sigur, orașul de... Asta sunt realități.